Societatea de Transport Public Timișoara îi informează pe cetățeni că până în data de 16 iulie, ca urmare a lucrărilor de așezare a stratului de uzură și executarea marcajelor rutiere, pe calea Stan Vitrighen, stațiile liniei 23 aflate pe tronsonul lucrărilor vor fi mutate pe sensul opus de asfaltare, vis-a-vis -vis de stația cunoscută. Într-o primă etapă, stațiile de pe partea dreapta sensului de deplasare, dinspre strada Ștefan cel Mare, spre piața Gheorghe Domășneanu, vor fi mutate pe partea stângă, urmând a se face trecerea pe partea dreaptă la finalizarea asfaltării din prima etapă.